mai multe persoane au fost evacuate din gospodărie în noaptea de miercuri spre joi ca urmare a inundațiilor produse pe fondul codului roșu de fenomene meteorologice periculoase în județul Neamț. Comuna Ștefan cel Mare a fost cea mai afectată. Preț de câteva minute bune a căzut grindina și în localitatea Podoleni, bucăți mari de gheață au făcut prăpăd și se plâng oamenii de acolo. Pagubele însă se vor vedea abia dimineață, spun localnicii, care se tem că le-au fost distruse culturile agricole. Așa ceva niciodată. Așa ceva n-am văzut niciodată. Doamne ferește, așa ceva gică n-am văzut niciodată. Gică, ce e acolo? Cum e nene acolo, e bine? Dar unde e acolo, unde e omul? O, frate, dar ce e aici, omul ăla? Dar nu știu, oare o ia pe strada aia înainte, oare? Bă, omule, dar așa ceva? Și când mi spuneau oamenii că de ce am făcut podul așa de mare? Dar dacă era podul ăla mic? Uite, mi-a zis că dacă era podul ăla mic, îi spuneau, uite, podul ăla mic acolo. Bă, frate, dar îți dai seama, așa ceva niciodată. Nu, aici... Mai pot. Nu așa mare, nu. Da, îți dai seama ce e aici. Ok, ies în drum, bă. Hai să mergem pe partea cealaltă, să aducem niște saci ca să-i punem acolo cu nisip. Bă, frate, ce am văzut azi, n-am văzut niciodată. Un copac a căzut peste o casă din comuna Ștefan cel Mare. La locul solicitării au intervenit pompierii de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț. În orașul Piatra Neamț, dar și în alte câteva localități din județ, peste 30 de copaci s-au prăbușit peste mașini. A fost nevoie și de intervenția pompierilor militari după ce mai multe curți și anexe gospodărești au fost inundate. Totodată, aproximativ de 10.000 de consumatori au rămas fără energie electrică pentru că vântul puternic a rupt firele de curent. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, locotenentul Irina Popa, a declarat că a fost evacuată o familie din comuna Sagna. De asemenea, au fost evacuate 4 persoane, dintre care și un copil din localitatea Valea Seacă, comuna Bălțătești, și la Bozoieni s-au impus evacuarea 4 persoane din cauza viiturilor. Drumul național 15D este blocat în localitatea Crăiești, din comuna Bozoieni, din cauza viiturilor, și drumul județean 156A Girov, Roznov, este blocat din cauza aluviunilor. Mai sunt blocate drumurile județene 155F Durău-Izvorul Muntelui din cauza unui arbore căzut, dar și drumul național 15 Poiana Teiului Toplița. O misiune de salvare a avut loc în comuna Bodești. O femeie de 73 de ani a rămas blocată într-o locuință înconjurată de apă. Un pod din comuna Crăcăuani a fost avariat. Accesul către persoanele din localitate se poate face pe un alt pod care permite trecerea autoturismelor. Localitățile Blănești, Ghigoiești, Bărgăoani, Botești, Nisiporești, Gândiți, Cârcina, Cuieșdiu, Agapia, Târgu Neamț și Lunchea sunt afectate din punct de vedere al alimentării cu energie electrice. Pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodăriile din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț, Girov, Poienar, Grumăzești, Petricani, Sagna, Bodești, Bălțătești, Ghirăiești, Dobreni, Bozoieni, Timișești, Gâdinți, Poiana Teiului. Majoritatea localităților din județul Neamț au fost vizate în ultimele 24 de ore de un cod roșu de fenomene meteorologice periculoase.